Dragii mei, începe proiectul. Ăsta e lemnul. Ne apucăm de reconstrucția casei. Refacem acoperișul. Salutare, dragii mei! Astăzi suntem cu Victor, proprietarul companiei care se ocupă de montarea acoperișului. Avem partea de șipci care servesc drept structură pentru prinderea învelitoarei de acoperiș, da? Care în cazul tău este țiglă metalică. Dar mâna mea firavă de cameraman nu îmi permit să car cu tona, cât pot băieții ăștia. Aude aici, cinematic artistic. Deci am început treaba și nici bine n-am început-o. N-arăta că plouă, dar a început să ningă. Bravo! Vine Ian. Am terminat aici. O să fiu ca Attila în 300. La caratul scândurilor? La mușchi, la ce crezi? Voi ați mai văzut cameraman care să muncească la dulgherie? Dacă n-ați văzut, vedeți acum. Dacă ți-e frică de acoperiș, atunci ceau, bă, la, n-ai ce căuta aici. Dar e un frig. Bine, nu e chiar foarte frig, dar e frig. Frig, de frig. Ăsta te încălzește. Da. Au băieții ăștia care i-am luat aici așa, să lucreze. Au un accent moldovenesc. Dar sunt foarte haioși. Hai. Sunt de-ai noștri, de-ai soției, în caz că nu știați. Ia uite aici ce sistem, uite aici. Uite aici performanță de sistem, ia uite ce bine arată. Avem lac și cu broscuțe și cu mercișori. Exact, exact. Asta înseamnă să faci o mentenanță, că dacă faci o mentenanță, cel puțin acoperișul corect, ce zice ghidul de exploatare a acoperișului, zice în felul următor, că acoperișul se pregătește de a intra în iarnă și se pregătește de ieșire din iarnă. Ia uite. Da? Adică se fac două mentenanțe pe an. Puneți niște burlari mai groase ca asta cu le rezolvăm. Bun. Mare, așa nu sunt probleme. Ușor, ușor. Ia-mi spune ce. Burlane groase. Burlane groase? Da, așa-i place. Burlane groase. Să pui la casă. Mai mă zic că ți l-au căzut de atâtea ori. Fac calul troian. Până la calul troian am scena pregătită. Avem un acoperiș la momentul de față într-o apă, care ar avea niște lucarne pe față. Din cauza montajului necorespunzător, ghidului de montaj care a fost montat învelitoarea cu 10 ani în urmă așa, nu se corespunde cu ceea ce vrea să facă proprietarul. Bun, avem un tavan fals. Da, adică regipsul de tavan pe interior este prins de grinzi. Adică da, nu are nici structura metalică de montaj a tavanului. Oglinda, scoate-le și nouă. Da. Atât. Având deci, avem un ăla e regipsul. Exact. Ia exact. Așa, bun, avem regipsul de 12 mm și așa, direct prins pe structura de lemn. Direct de șarpan. Peste el a aplicat un polistiren de 3 cm. Da. Și peste polistiren s-a venit cu o vată minerală. Maestri de ulgher de la Orhei. N-aveau ce să facă la Orhei și au venit la București. S-au zis, bă, ne cam plictisim noi pe aici, că am construit cam tot. Venim la voi, la capitală. Asta a făcut. Au zis că, bă, am văzut că construiți cam mult acolo, în Bragadir, în Domnești, în astea și... Că își face Dorian Popa case și astea și i-a chemat acolo, că construiește ăla în continuu.